județean Giurgiu pentru a realiza un material de larg interes, zic eu. Vrem să vorbim despre cancerul de coluterin, o boală care, din păcate, ne situează pe locul întâi în Europa. Și pentru a obține informațiile necesare, ne-am adresat doamnei doctor Popescu, medicul care se ocupă de implementarea acestui program la nivelul județului Giurgiu. Doamna doctor, cancer de coluterin. Cancerul de coluterin este o boală extrem de gravă. Avem în România, sunt de 6,3 ori mai mari incidența cazurilor, sunt de 6,3 ori mai multe decât în orice țară din Europa. În fiecare an în România se depistează 3.000 de cazuri noi, iar la ora actuală sunt 40.000 de femei care sunt diagnosticate cu această boală și care sunt în curs de tratament. Ați enumerat niște cifre. Pentru mine, sincer, reprezintă doar niște cifre. Pentru noastră, ca medic, ce înseamnă? Este un număr mare? Da, este un număr foarte mare. Din păcate, noi depistăm aproape în fiecare lună 3-4 cazuri noi, eu și cu colegii mei de aici din Giurgiu. Este o cifră foarte mare. Boala este foarte gravă. De obicei se descoperă în stadii avansate, în stadiu 3 și în stadiu 4, când practic nu se mai poate face nimic. Avem mortalitate foarte mare din cauza asta. Motiv pentru care conducerea spitalului și a DSP-ului ne-am implicat să fim printre primii care în partea de sud a țării introducem acest program, sub programul național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de coluterin. De când s-a implementat acest program și cum se derulează el la noi în județul Giurgiu? S-a implementat cam de la mijlocul lunii octombrie. Deocamdată merge destul de bine. Avem 498 de persoane care s-au prezentat pentru recoltare și pentru efectuarea examenului Papa Nicolau. Din păcate, din aceste 498, 32 au fost diagnosticate cu displazii, dar, din fericire, nu am diagnosticat încă niciun cancer. Au fost doar displazii, diferite grade de displazie, dar nu și diagnosticul de cancer propriu-zis. Iar 30 sunt reprogramate pentru diverse consultații, pentru boli inflamatorii, mă rog, mai puțin grave, care nu... Cum ați făcut cunoscut acest program? Cum pot avea pacientele acces la el? Programul a fost făcut cunoscut în primul rând prin DSP, prin Direcția Sanitară, Direcția de Sănătate Publică, care a mobilizat medicii de familie și Spitalul Județean, pentru că noi am trimis foarte multe mail-uri luând datele de la DSP, am trimis mail-uri, am vorbit la telefon cu medicii de familie. Din păcate, medicii de familie din județul Giurgiu, din 110 medici, avem doar 42 implicați, ceea ce este foarte puțin. De ce doar atât? Nu știu să vă spun. De ce doar atât? Adică v-ați întâlnit, ați discutat, ați prezentat beneficiile programului? Da, deci beneficiul este foarte clar. Deci fiecare medic de familie primește o sumă de bani pentru fiecare caz trimis. Deci s-au dat banii prin subprogram, totul e în regulă, nu au fost probleme cu banii și ei știau de la început. Deci DSP-ul, când vin, ei prezintă lunar fiecare situațiile la DSP. Și DSP-ul le-a prezentat chestia asta, plus că a fost și mass media la nivel național care a făcut prezentarea acestui subprogram. Deci ei știu că pot câștiga bani, dar din păcate sunt foarte puțin implicați în acest program. Nu știu să vă spun de ce. Noi, în general, am vorbit cu cei implicați, pentru că cei implicați ne-au contactat și cu ei am putut păstra legătura și cu ei vorbim. Dar cei neimplicați n-aș putea să vă spun de ce nu s-au implicat. Aș vrea să vă întreb un lucru. Acest program se adresează strict persoanelor asigurate sau tuturor femeilor? Din fericire, el se adresează tuturor femeilor. Însă, aici, nu știu, este o deficiență a programului la nivel de minister. În sensul că nu toate femeile știu chestia asta. Ele nu știu că, chiar dacă nu sunt asigurate, pot participa la acest program. Motiv pentru care scopul acestui program este ca părțile mai nefavorizate, mai defavorizate ale societății, vorbesc acum de nivel de Giurgiu, cele neasigurate să poată participa, să poată să vină să le recoltăm acest Papa Nicolau. Din păcate, ele nu vin. Pentru că ele nu știu care e procedura și nu știu că și dacă sunt neasigurate pot participa. Medicii de familie nu au făcut suficientă campanie la nivel local pentru chestia asta.
Noi am tot vorbit, am tot rugat. Doctorul Cosmin Georgescu, de exemplu, care se ocupă de o mare parte din cei mai de pe șosea Sloboziei și împreună cu asistenții sociali de la acest nivel, am rugat DSP-ul să vorbească cu asistenții sociali, să, împreună cu domnul doctor, să facă mobilizarea populației din zona respectivă. Din păcate, n-am avut niciun caz până acum de acolo. Nu știu ce spun. Deci, din păcate, eu zic că nu-și prea atinge acest program scopul prin neparticiparea celor care ar trebui să participe. Femeile care și-au făcut până acum Papa Nicolau sunt toate care sunt femei investigate, care au mai avut și anul trecut un Papa Nicolau și acum 2 ani. Și da, tocmai de-aia nici n-am depistat vreun cancer de col, pentru că sunt persoanele asigurate, în special din Giurgiu, care vin oricum și-și fac în fiecare un Papa Nicolau. Deci ar fi fost foarte important să vină cei de la țară, cei mai, mă rog, cu situația economico-socială mai scăzută și sunt foarte, foarte mulți, din păcate, în acest județ. Ați încercat să luați legătura cu primăriile din județ, să vă sprijine, să intermedieze, eu știu, o legătură, o punte între medicul de familie de acolo și în felul ăsta să ajungeți, practic, la cele care, într-adevăr, ar avea nevoie. Eu, de exemplu, personal am vorbit cu domnul primar din Prundul, pe care îl cunosc personal și dânsul m-a susținut. Problema care este că la Prundul medicul de familie care este implicat în program deja epuiza formularele. Aici este o altă problemă care însă la nivel național nu are legătură cu județul Giurgiu decât prin consecințe. Și anume că Ministerul a început acest program cu formularele date din anul 2009, când a fost prima tentativă de a face acest screening. Mulți dintre medicii de familie actual nu au aceste formulare, nu au de unde să facă rost, nu avem de unde să le facem rost. I-am trimis inclusiv mail-uri la Coordonatorul Național de Program pentru aceste formulare. Din păcate, nu am primit niciun răspuns. E deja un paradox. Da, adică este un paradox pentru că nu avem formulare. Deci chiar suntem. Pentru că Giurgiu și, de exemplu, Oinacu au trimis aproape toate formularele. În curând o să ne oprim și nu o să mai recoltăm niciun Papa Nicolau, că nu mai sunt formulare. Fiecare localitate a primit un număr de... Nu, fiecare medic de familie implicat. Și cei din Giurgiu au tot trimis. Deci dacă sunt 500 de recoltări din octombrie și până la sfârșitul decembrie, deci vă dați seama, 500 de recoltări înseamnă că au fost cel puțin 50 de medici care și-au, 10 medici care și-au reepuizat deja formularele. Fiecare, să zicem, tom de formulare conține 10 bucăți, să zic. Înțeles. Haideți să ne întoarcem puțin la paciente. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze dumnealor pentru a ajunge practic în acest cabinet și a-și face testul? Deci, în primul rând, trebuie să se adreseze unui medic de familie, indiferent dacă sunt sau dacă nu sunt asigurate, indiferent cărui medic de familie, n-are importanță, medicul de lângă casă, medicul de lângă bloc, oriunde. Deci medicii, nu numai ca obligație, au și interesul să dea aceste bilete de trimitere. Cum v-am spus, fiecare medic pentru fiecare trimitere primește o sumă de bani. Deci ei, au, teoretic, au interesul să trimită cât mai multe paciente spre noi, spre Giurgiu. Iar după aceea, cu formularul, să vină aici la centru de recoltare, care este lângă anatomie patologică în Spitalul Județean, și unde se rezolvă imediat problema. Adică noi recoltăm, trimitem rezultatele. Dacă pot veni, după rezultate putem să le trimitem, să le dăm personal. Dacă nu, noi prin lege suntem obligați să trimitem la fiecare sfârșit de lună medicului de familie care a trimis formularul inițial. Și noi oricum rezultatele trimitem medicului de familie la sfârșitul lunii. Haideți să le spunem că, practic, nu trebuie să plătească nimic. Nu, absolut nimic. Absolut nimic. Totul este gratuit. Absolut nimic. Spitalul Județean plătește absolut tot, dar își recuperează banii din program. Deci nu e niciun fel de problemă. Absolut nimic trebuie plătit. Problema noastră asta este cu localitățile de lângă Giurgiu. Când am vorbit cu doamnele doctor foarte amabile de la Găujani, Vedea și Slobozia, ne-au spus, doamna doctor, pacientele nu au bani pentru transport să vină la Giurgiu. Ne-am tot gândit la o soluție, din păcate n-am găsit-o deocamdată. Cum am putea să ajungem la populația țintă din aceste comune, de exemplu? Pe această cale puteți să faceți un apel către domnii primari, poate, dar nu știu nici primăria, eventual să, nu știu, cu microbus, cum, nu-mi dau seama, deci chiar nu știu cum ar putea și primăria să le plătească lor transportul, că asta e problema, nu știu, chiar nu-mi dau seama. Poate, nu știu, organizații ceva gen caravane și să mergeți... Nu avem cum, că ne trebuie masă și ne trebuie masa ginecologică, asta e problema. Așa, instrumentarul propriu-zis nu e mare lucru, două lame și o periuță și două valve. Problema este masa ginecologică.
Ori doamnele doctor de, și nu numai cele din, nu au niște mese ginecologice, legea le obligă să aibă în cabinet, însă nu le folosesc și sunt mai degradate, deteriorate, nu prea sunt ele funcționale. Haideți să ne întoarcem puțin la acest cancer de col uterin. Care sunt semnele care ar trebui să le determine, să vină practic la dumneavoastră? Când apar semne, deja cancerul este stadiu avansat. Deci cancerul de col uterin nu poate fi diagnosticat, adică trebuie să fie diagnosticat înainte să apară semne, prin efectuarea anuală a examenului Babeș-Papanicolaou. Iar la 3 examene corecte, bune, 3 ani la rând, după aceea, odată la 3 ani trebuie să-și facă investigația respectivă. Altfel, el nu poate fi diagnosticat decât în stadiu foarte avansat. Pentru stadiile avansate este sângerarea. Sângerarea care apare în afara menstruei, sângerarea după contact sexual, sângerarea după efort fizic. Există o anumită grupă de vârstă la care incidența este mai mare? Da, cel între 35 și 45 de ani este incidența cea mai mare. Din păcate, incidența a început să coboare foarte mult. Pentru că, așa cum s-a demonstrat științific, cancerul de col nu are componentă genetică. El este determinat de un virus, de human papilomavirus, care, deci, el produce acest cancer. Iar din cauza lipsei de protecție și a condițiilor precare și a promiscuității, acest virus este foarte răspândit în rândul tinerei generații. Și, din păcate, acum, pentru că încep foarte de mici viața sexuală, la 14 ani, la 12 ani, în lipsa maturității hormonale și a maturității în general a organismului, virusul se cantonează la nivelul membranei parabazale și în 10 ani fac cancerul de col. Deci de asta vă spun, din păcate avem cazuri de 22 de ani, de 24 de ani, de 26 de ani. Ceea ce nu era până acum, să zic, până acum 5 ani nu se întâmpla chestia asta. Una din cauze să fie și lipsa educației. Categoric. În privința bolilor cu transmitere sexuală. Pentru că problema HPV este o boală cu transmitere sexuală. În licee nu se face niciun pic de educație. Deci eu sunt medic de 17 ani în Giurgiu. Am paciente în rândul cadrelor didactice de la liceele din Giurgiu. Le-am rugat și le-am spus, Doamne, hai că vin eu. Vin să facem un pic de educație sexuală. La ora de biologie, la ora de dirigenție, la ce oră vezi dumneavoastră, pentru că sunt elevi de liceu care vin cu tot felul de probleme, de la chiuretaje, de la întreruperi de sarcină, până la tot felul de displazii și de infecții din acestea cu transmitere sexuală. Nu am avut niciun fel de eco până acum, n-a venit nimeni să mă roage, doamna doctor, haideți la mine la liceu să facem la nu știu ce oră, sau la, știu și eu, cu mai multe clase, sau... Și din păcate avem, v-am spus, și de la liceele de renume din oraș, sunt foarte multe fete tinere cu probleme mari ginecologice. Aș vrea să vă întreb puțin și despre acel vaccin care se poate face pentru a preveni, practic, cancerul de col uterin. Deci acel vaccin este foarte bun, eu îl recomand din suflet. A fost o mare greșeală că s-a renunțat la acea campanie. Nici măcar n-a fost un fundament pentru treaba asta, deși informațiile care au fost date în mass media au fost de foarte slabă calitate și cantitate, deci n-ar fi trebuit sub nicio formă să se renunțe la acel vaccin. Din fericire, au mai existat persoane care s-au vaccinat în ultimii ani, au plătit vaccinul, mă rog, nu au participat la campanie, au plătit vaccinul și este foarte bine să faci acest vaccin. De ce este foarte bine? Care este, până la urmă, scopul lui? Scopul lui este să nu faci cancer de col. Ceea ce mie mi se pare un scop extraordinar de mare, să zic așa. Făcând acel vaccin, te imunizezi pentru grupurile de virus pentru care este făcut vaccinul. Cele mai frecvente virusuri sunt virusul 16 și 18, iar aceste vaccinuri amândouă produc anticorpi împotriva acestui virus. Și clar că nu vei face niciodată cancer cu acest vaccin. E adevărat că sunt mai multe tulpine oncogene, dar stimulează în general imunitatea și stimulând în general imunitatea locală, probabilitatea de a face cancer de col este foarte mică, aproape spre zero. În țările civilizate, în Germania, în America, este obligatoriu vaccin. În cadrul grupului de vârstă țintă, ca să zic așa, despre care vorbeam mai devreme, care este frecvența la care trebuie să se facă acest test? Sau în general la femei? Papanicolaou, spuneți dumneavoastră. Da. Tatupen. Nu dat pe
Și la 3 rezultate bune, cum v-am spus, odată la 3 ani.